Tot mai mulți hunedori solicită în această perioadă eliberarea unui pașaport. Acest lucru se datorează și războiului din Ucraina, dar mai ales apropierii perioadei de concedii, iar la deplasările în străinătate copiii au nevoie de pașaport. Există cerere la pașapoarte și pe faptul că suntem în război și lumea un pic s-a agitat din acest considerent, dar acum parcă nu mai există așa o mare presiune, dar vine presiunea concediilor. Toată lumea încearcă să-și pregătească actele ca să poată să meargă peste hotare în țările unde se cere pașaport și în special pentru copii, acolo unde mergem pe teritoriul Uniunii Europene. Aceste acte se eliberează la devate către Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Hunedoara, instituția aflată în subordinea prefecturii. Programările se fac online pe site-ul dedicat, însă cererile sunt foarte mari. În județul Hunedoara, eliberându-se un pașaport la fiecare 7 minute. Există programare, există o perioadă în care trebuie totuși să așteptăm. Important să urmărească toată lumea site-ul Serviciului de pașapoarte din cadrul instituției prefectului și să-și facă programarea la timp, se face online. Ce este foarte important să înțeleagă lumea că muncim doar pentru cetățeni și încercăm ca la fiecare 7 minute să rezolvăm un cetățean ca să poată să aibă pașaport. Călin Marian, prefectul județului Hunedoara, spune că pentru viitor se analizează posibilitatea redeschiderii serviciului de pașapoarte de la Petrușani. Încercăm pe viitor să vedem dacă putem face în Valea Jiului să reluăm activitatea cu publicul acolo ca să scurtăm drumul către serviciul de pașapoarte și să fim cât mai aproape de cetățeni. Vom vedea atunci când se mai relaxează lucrurile, pentru că deocamdată nu vom deschide pentru ca să facem tot posibilul ca să facem cât mai multe pașapoarte aici la Ardeva, unde avem toată tehnica și unde putem rapid să verificăm persoanele și să dăm drumul mai departe la acte. Mai multe pe această temă, dar și despre alte subiecte interesante, puteți afla urmărind atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului 1 TV Deva, emisiunea La Subiect, în care este invitat Călin Marian, prefectul județului Hunedoara.